Văd căsătoria ca și religie. Două lucruri inutile. Nu știu cine e Dumnezeu ăsta. Oamenii au frică de Dumnezeu. Tu ai frici? Nu de el. Mi-era frică de tata, de curea. La 6 ani, mama m-a pus pe scaunul de la pian. Cu lacrimi, nu? Cu astea. La mine, nu la ea. N-aș putea să mai arunc cu capul înainte acum, să zic, mamă, chiar îmi doresc un copil mult. Mă îndrăgostesc în 2 săptămâni, îl fac și după aia nu mai contează. Ne despărțim într-un an, ai, crește cu ăsta, crește cu mine. Azi ești romantic, mâine ești vagabond. Nu prea se poate. Bun găsit, dragilor! Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi, toate ca toate, însă de ceva vreme prin locul în care se desfășoară podcastul nostru, în rândul femeilor care fac parte din echipa podcastului Te Ascult, se tot dorește o persoană cu ardoare la acest podcast. E râvnit, e dorit, e ascultat, e mega admirat de foarte multe femei, dar eu mă rezum acum la cele care fac parte din echipa podcastului Te Ascult, ele și măritate fiind. N-ar trebui să conteze asta sau da, nu știu. Cert este că invitatul meu de astăzi, da, este unul dintre cei mai talentați artiști care sunt în România, din punctul meu de vedere, o voce care lasă să se simtă foarte mult și asta mi-a plăcut întotdeauna, pentru că nu e doar o voce extraordinară, tot ceea ce înseamnă versuri, tot ceea ce transmite ajunge cumva la sufletele noastre, iar asta mi se pare extraordinar de important. Nu știu dacă v-ați dat seama sau nu despre cine vorbesc. Eu sper că da. Invitatul meu de astăzi este Randy. Bine ai venit la Te Ascult. Bine m-am găsit și mulțumesc pentru vorbele exagerate frumoase. Dragule, e o situație reală care se întâmplă. Da. Te admir, te... E prima oară când auzi asta? Nu. Iată. Dar sună amuzant de fiecare dată. Te amuză treaba asta? Un pic, da. Că nu mă consider așa, adică na, nu mă admir în oglindă, nu. Nu te admiri în oglindă? Nu. Nici nu prea mă uit, știi? Sunt genul ăla care trece pe lângă oglindă și se uită în față. Ok. Ah. Stai liniștit, e tot în regulă. M-am început prost. Interesant, vezi? Da. Că lumea zice, mamă, ce bărbat mișto, mamă, ce bine arată, mamă, ce... Știi? Păi cred că poate în asta constă să fie mișto. Să nu ți acorzi atât de multă atenție. Mm. Are legătură cu încrederea în sine sau cu ceva legat de partea asta? Cu indiferență, cred, mai degrabă. Mă interesează mai mult lucrurile importante. Dar ai avut succes la femei întotdeauna? Am avut, da. Păi tocmai de asta, cred. Că sunt autentic și că nu-mi pasă atât de mult. Vine de la sine. Da. Cum o fi să fii așa admirat, venerat? Relaxat. Mirit? Și în același timp el extrem de relaxat. Bine, mai vorbim noi despre asta pe parcurs, că n-aș vrea așa de la început să te bagă nici de subiecte. Că tot vorbeam de aspectul fizic, știu că ești foarte pasionat de sală și că... Ai mustrări de conștiință dacă nu ajungi zilnic? Am mai renunțat la remușcări. Mă duc zilnic pentru că așa mi-am obișnuit corpul, pentru că am energia necesară și pentru că sunt într-un fel dependent de efort fizic. Și psihic, dar mai mult fizic. Are cumva legătură și cu armata pe care a făcut-o tatăl tău într-un fel cu tine în copilărie? Da și nu. N-am mulți sportivi în familie. Tata își mai făcea niște ședințe de yoga. Am intrat odată peste el. Mamă, dar nu se poate. Am intrat odată peste el în apartamentul în care stăteam. Și era în poziția de budist. Făcea respirații profunde, se conecta cu cine știe ce. Dar așa sport nu prea au făcut. Și mi-am spus că ar trebui să începem. Cu mine, măcar. Ok. Dar are disciplina pe care o am, are cu siguranță legătură cu educația pe care mi-au dat-o părinții. Și fără disciplină nu prea poți să faci nimic, mai ales sport. Și cred că nici... Nici muzică, nimic. Nu poți să ai o constanță, nimic, să spunem. Dar n-ai preluat de la el treaba asta spirituală, să-i zicem? Spiritual pare din ce ți-am zis...
Acum e cu Dumnezeu, cu religia, cu biserica, pentru mine nu e neapărat spiritualitate. Yoga, nu mi se pare că are legătură. A făcut atunci. Așa, pe la asta mă refer. A avut o perioadă. Acum își face cruci, ceea ce nu e de condamnat, dar pentru mine nu reprezintă spiritualitatea asta, felul în care o înțeleg eu. Dar tu cum o înțelegi? E mult de spus. Cred că e o conexiune pe care o ai cu tine, în primul rând. Și o căutare a adevărului. Și o conectare cu ce e real și științific. Știi ce zic? Pentru că poți să crezi în bărboși care stau în raiuri de culoare albă, cu toate rudele tale acolo, într-un party pur și nevinovat, care durează o eternitate, de ce nu? Pentru că 80-90 de ani nu sunt de ajuns pe aici pe pământ. Dar nu pot să cred că, adică ar trebui să fii naiv să vezi lucrurile așa. Nu vreau să judec și să jignesc pe nimeni. Dar nu pot să nu fac. Știi de ce îmi place religia budistă, care de fapt nu e o religie? Pentru că în fiecare an au întâlniri cu cei mai mari oameni de știință și își updatează lucrurile în care cred în funcție de noile descoperiri. Creștinismul e de 2000 de ani la fel. Ok. Acum 2000 de ani credeai ușor pe preotul care spunea, e un băiat care a mers pe apă undeva, a făcut din apă vin, s-au îmbătat toți. Dar acum pare un pic mai greu de crezut. Deci cumva ți se pare că anumite dogme care erau, sau mă rog, care sunt împământenite de mii de ani, ar trebui updatate și atunci ar fi mai aproape de ceea ce simți tu? Ar trebui updatate sau renunțat la 90% din ele, că nu prea ai cum să le updatezi. Că nu au nicio legătură cu realitatea. Da, uite, care e relația ta cu Dumnezeu atunci? Dependent. Nu știu cine e Dumnezeu ăsta. Dacă îmi spui cine e, cum arată, unde e, eu pot să-ți răspund, dar cine e? E o energie. Asta, da. Cred în energie. Acum, ce scop are? Are intenție? N-are intenție? Că cam pe asta se bazează toată religia, știi? Dacă aș spune un bătrân, știi, n-are nicio intenție cu tine. Nu se gândește nimeni la tine de sus. Și nici nu o să te duci să trăiești o eternitate după aia. Crezi că ar mai crede cineva în el? Nu. Că nu mai e miză. Mor și atât, aolo. Deci această răsplată neprețuită, care se numește eternitate, îl face pe om să-și facă cruci, mătănii și alte nebunii. Mai poți să-mi duci în altă zonă aceeași modalitate de a vedea și a gândi lucrurile a oamenilor? Păi, nu știu dacă se mai aseamănă ceva cu dorința asta de a trăi veșnic. Și frica de Dumnezeu. Oamenii au frică de Dumnezeu. Tu ai frici? Nu de el. Sau nu de energia asta. Toți avem, îți dai seama, frica de eșec, dar s-a diminuat în timp. Adică am învățat să o accept și să o privesc ca pe o treaptă către succes, ca pe o învățătură, dacă vrei să o iei așa. Ea sunt clișee, dar trebuie să le zic. Dar e real. E real. E real, da. Dar sunt așa, acum se cam subînțeleg, nu mai trebuie să le spui neapărat. Câteodată e bine și să verbalizezi, știi? Da. Să nu lași să se înțeleagă pur și simplu lucruri. Am experiență în sensul ăsta. Ok. Multă. Ai trăit eșecuri de-a lungul vieții din care ai învățat treaba asta? Da. Zi-mi managementul ar spune, nu spune niciodată ce piese n-au prins. Am avut o mulțime de piese care n-au prins. Dar din ele am învățat în primul rând să renunț la mândrie. Că te lovește. Fiecare artist investește sentimentul de sine în fiecare creație. Și atunci când oamenii spun, bă, nu e bine, tu nu ești bine. Pentru că te identifici cu munca ta. Și am învățat să fiu omul și artistul separat. Și să nu mai au lucrurile atât de personal. Tare. Mm-hmm. Foarte tare. E necesar. E necesar, că altfel nebunești. Te lași de muncă. Dar cum ai reușit să înveți treaba asta? Că ai zis că ai învățat de unul singur? De unul singur e greu.
prin cărți, prin introspecție. Când îți iei multe palme, nu te mai doare ca la prima, știi cum e. Deci cam așa. Și trebuie să vrei să evoluezi, că asta înseamnă evoluție până la urmă. Nu mai lua lucrurile în serios, că viața e o semiglumă, așa. Da, mă rog. Da. Poți fi de acord sau nu, dar da, înțeleg normal care e ideea. Da, că și o treabă serioasă, trebuie să o trăiești și să iei lucrurile în serios, dar când e vorba de suferință, e mai bine să râzi. Lăsați-mă să o rumeg un pic pe asta. Mm. Deci când suferi, e bine să râzi? Da, mai bine. Pentru mine funcționează mai mult așa decât să mă dau cu capul de pere, să dramatizez totul. Trece totul, știi cum? Uiți. Asta orice așa dramă e. Trece. Așa e. Dacă sunt drept și pozitiv, o să treacă mai repede pentru mine. Știi că se spune că e absolut imposibil să ai o stare de permanență, o stare permanentă de fericire, decât dacă, nu știu, trăiești într-o bulă de cristal ceva. Altfel, fericirea e făcută din momente, tristețea e făcută din momente. Efectiv, toate trec, știi? Cred că fericirea în sine mai profund decât ne imaginăm. Hai să zicem bucuria sau satisfacția. Acolo îți dau dreptate, dar fericirea e un sentiment pe care dacă l-ai dobândit prin multă muncă, prin multă căutare, prin maturitate absolută, bă, nu mai pleacă. Ești acolo. Ai găsit fericirea asta? Am față de budist? Nu. Nu încă, dar sunt foarte liniștit zi de zi, adică nu prea mă mai ating dramele, suferințele, nu știu de ce, poate sunt senil, abar la. Declară asta pe bune sau? Am zis poate. Nu știu cum să zic, adică m-am uitat și la niște, la multe de fapt, vloguri despre evoluție. Și am învățat să-mi controlez stările, orice natură ar avea ele, fericire, tristețe, să fie ale mele, să plece din mine. Pentru că atunci când te enervezi în trafic și gata, m-am enervat, mi-am stricat starea. De câte ori aud asta, am văzut pe unul pe stradă, s-a uitat cumva la mine și gata, mi-am stricat starea. Eu nu mai vreau să fiu o victimă a mediului, eu vreau să depind de mine și atât. Așa că nu mă enervez, bagă-te în fața mea, în jură, mai ai dreptate, tată. Sunt cum vrei tu. Fericirea ține doar de noi sau ține și de o persoană de lângă noi sau mai multe persoane? E mai bine să țină de tine, cred. Dacă ține de o persoană de lângă tine, ce înseamnă? Că ești dependent, nu? Nu o să fii niciodată fericit decât dacă omul ăla e lângă tine și nimeni nu e lângă tine pentru totdeauna. Nu, ce faci? Pierzi fericirea, o dai mai departe, vine, nu. Cred că depinzi doar de tine. E foarte interesant că vorbim despre asta și știu că la un moment dat ai declarat ceva care efectiv m-a șocat. Ia să vedem. Că n-ai fost îndrăgostit niciodată? N-am iubit niciodată. Sau n-ai iubit niciodată? Și am puterea să zic asta pentru că am înțeles că iubirea ca și fericirea sunt sentimente absolute. Nu pleacă niciodată. Nu suport oamenii care nu suport. Hai să mă exprim altfel, da. Mă fac să râd oamenii care zic că am iubit-o. După 3 luni s-au despărțit, dar eu am iubit-o. Ce ai iubit? Că nici măcar n-ai cunoscut-o. Ce puteai să iubești? O proiecție, de fapt. Felul în care o vedeai tu, cum ai fi vrut să fie. Dacă te-ai despărțit, unde n-ai s-a evaporat iubirea, unde a plecat? Cât timp ține iubirea? Din punctul tău de vedere. Asta chiar ar putea să țină o eternitate, cred. Că transcede timpul și alte chestii. Adică, uite-te și tu, îi iubești și pe oamenii care au murit. Deci, nu prea ține de viață. Deci, iubirea adevărată merge mai departe. Mamă, asta profundă tare. Da. Și reală, nu? Stai așa că mă gândesc acum cum să întreb să... Sune bine. N-a reușit nicio femeie să te facă să o iubești, cu adevărat? Nu e vorba de ele. Era vorba de mine. Știi problema aia cu nu e vină ta, e a mea? Da, da, mi se pare un bullshit, iartă-mă. Păi nu e chiar un bullshit, că trebuie să fii pregătit și destul de matur ca să ajungi să iubești pe cineva. Măi, Randy, ai avut o adolescență? Da. Pe cum să iubești în adolescență? N-ai iubirea maturitatea ca să poți să spui... Iubirea adolescentină e superbă. Da, mă, dar nu e iubire, e dragoste, e ceva care e bazat pe atracție sexuală, nu poți să zici că e iubire. În momentul în care înțelegi iubirea, înțelegi și că n-ai putut să iubești până la 30-40 de ani, că nu puteai,
Nu știi ce e aia. Nu știi ce presupune. De asta există carte care se numește Iubirea durează 3 ani. Iubirea între ghilimele. Că după 3 ani se duce atracția sexuală, se duce euforia, oamenii încep să-și vadă defectele și au plecat. Nu mai luptă, știi? Și atunci a fost iubire? Nu prea a fost iubire. Nu e greu să trăiești așa? E extraordinar, uite-te la mine. Am venit cu capul în jos. Nu e, mă, greu. În primul rând trebuie să iubești pe tine, să iubești viața. Viața nu se rezume la hai să iubim pe cineva, hai să iubim pe toată lumea. Nu? Nu e mai frumos așa? Ce zici? Gândesc. Așa o fi. Yeah. Îmi place foarte, foarte tare ce îmi spui și rezonez cu foarte multe lucruri. Și cred că da, asta înseamnă până la urmă să evoluezi și să mergi la următorul nivel și mă gândesc cumva că fiind în punctul ăsta, am avut noi o discuție înainte să dăm drumul camerelor. De asta ți-e atât de greu acum să găsești un subiect, să alegi un subiect pentru a scrie o piesă, două, șapte. Pentru că nu mai e totul așa de simplu, știi? Și nici nu poți să mai abordezi așa superficial, da. Ai nevoie de lucruri care să te lovească și pe tine. Să ți se pară noi și adânci și ție. Nu mai vrei să faci doar ce vrea să audă lumea. Eu când aud asta, am început să fac, să cânt despre ce vrea lumea. Păi și tu cine mai ești atunci? Cine vrea lumea? Azi ești așa, mâine așa, când se duc trendurile. Un artist trebuie să aibă personalitate. Tu cine ești, Randy? Randy? Nu știu exact cine sunt, că mă caut. Toți ne căutăm. Se schimbă prea repede lucrurile în jurul nostru ca să avem timp să ne cunoaștem. Știi? Tot timpul multă informație, e greu să o triezi, e greu. Dar scopul este chiar să te înțelegi cât poți. Și atunci unde găsești echilibru, spune-mi? Dacă totul e... Se schimbă, dar nu agită. Pe mine nu mă agită. Okay. Se schimbă pentru că viața evoluează în jurul nostru și odată cu viața și noi, evident. Și atunci e cam greu să ții pasul cu schimbarea, să te cunoști 100%. Dar niște părți din tine trebuie să le înțelegi, că altfel ai trăit ca un orb. Și ar trebui să fie cumva mega stabile, știi? Ca să te definească, să știi că pornești totuși, ok, te cauți, să vezi cine ești, dar hai să pornim de la ceva ce e acolo în tine. Poate atunci nu te cauți cu disperare, să nu intri în panică. Și să-ți dai și timp, că majoritatea oamenilor nu-și dau timp. Fiind preocupați cu lucrurile de la suprafață, cunoașterea aia de sine nu e la suprafață, niciodată. Și atunci, cu cât stai mai mult pe TikTok, cu atât o să stai mai puțin cu tine. Și fericirea nu poate să vină din TikTok niciodată. Doar niște bănuți, care nici ea n-aduc fericire, atunci pleci departe. Super. Vreau să vorbim despre copilăria ta. Ia-ți. Despre mama ta, care a fost profesoară de pian, de canto. Da. Ea e cea care ți-a insuflat pasiunea asta pentru muzică? La început m-a obligat, nu mi-a insuflat nimic, că la 6 ani nu vrei să studiezi la pian, vrei să te joci în fața blocului. Logic. Dar cu timpul am înțeles că aveam niște aptitudini și am început să studiez și de bunăvoie. Și nesilit de nimeni, ca să zic așa. Dar și tata a avut o trupă în liceu, cântă și la pian și la chitară, mama mai nu s-a apucat de vioară, bravo ei. Ce tare! Da. La ce vârstă? 70. Wow, mi se pare superb! Da. Deci poți să înveți un instrument? Poți, cred că e necesar să-ți exersezi creierul la vârsta aia, pentru că altfel te cam ramulești. Să fie. Dacă nu era mama ta, sau uite, dacă nu era tatăl tău, dacă nu erau părinții care erau pasionați cumva de zona asta muzicală. Nu eram nici muzicală. Eu. Nu erai nici tu, nu? Absolut. Păi de unde e exemplele? Bine, la exemplele l-am luat și de la fratele meu, Freddie Mercury. Ok. Te pup oriunde ai fi. Dar... Te poți conecta cu el? Da, dar nu acum. Dar la 6 ani mama m-a pus pe scaunul de la pian. Cu lacrimi, nu? Cu astea. La mine, nu la ea.
dați seama, mă strigau, Andrei, Andrei, în fața blocului, ce era, sacrificiile pe care le faci pentru un viitor. Corect. Care nu ești conștient la vârsta respectivă, dar ajungi să apreciezi mai târziu. Sunt lucruri pe care le-ai reproșa, să zic, părinților tăi vis-a-vis de... Nu. Nu, mă, că orice reproșezi oricui înseamnă că omul care ești astăzi nu ți-e de ajuns, știi? Și m-am obișnuit cu gândul că ar trebui să-mi fiu de ajuns și că fără lucrurile bune și rele care au fost în trecut, nu ajungeam aici. Orice reproș pentru trecut e un regret în față de momentul de acum și eu nu vreau să am regrete. Sunt bine. Cool. Mm-hmm. S-a făcut diferență vreodată între tine și fratele tău? Ai simțit? Eu n-am observat. N-ai observat? El și-o lua mai mult. Pentru că era mai zvăpăiat, așa, mai nonconformist. Cu toate că nu era artist, a studiat și el piano vreo 4 ani. Era mai nebun el așa în liceu, mai chiulea, mai fuma, mai juca biliard în timpul orelor. Eu am avut 13 absențe în 4 ani. Bine. Da, nu, deloc bine. Bingo. Deloc. Și alea 13 absențele am avut că am fost bolnav. Nu că am chiulit. Înțelegi? Pentru că mama era la un etaj mai jos de mine. Pentru că mi-era rușine, pentru că mi-era frică de tata, de curea. Și am zis că mai bine... Nu. Mm-hmm. Ok. El acum știu că e așezat la casa lui, are o familie, mm-hmm. Ai și nepoței. Da. Câți? Doi. Și atât. Petrești timp cu ei? Băi, cel puțin o dată la două zile Păi noi stăm în aceeași curte, deci nu e greu. Numai că dacă lucrez eu mai mult la studio, atunci nu mă mai duc, pentru că ei la 10 sunt în pat. Pentru că la 7 fără ceva se trezesc amărâți. Ce-ți place să faci cu nepoții tăi? Băi, în ultima vreme mai mult vorbesc decât mă joc. Pentru că îmi cer să văd dacă înțeleg unele lucruri. Ăla mai mare clar le înțelege. Are 13. De mic a fost așa precoce, înțelegea lucruri. Era pasionat de ce sunt eu acum, univers, energii, chestii din astea complicate. Ea e mai divă un pic, mai răsfățată. Ceea ce mă frustrează un pic. De ce? Pentru că noi nu am fost așa. Am fost mereu niște copii simpli, care nu ieșeau din cuvântul părinților, care nu abuzau de șantajul emoțional. Nu știu dacă l-am făcut vreodată. Da, copiii din ziua de azi au prea mult. Și paradoxal, pentru că au prea mult, vor și mai mult. Și asta strică? Nu, e perfect. Dacă nu primesc, încep să dea cu ușile pe în casă. Și pe mine mă enervează cum să faci asta când dai tot. Ai văzut atâtea țări până la 7 ani, noi... Eu țin minte din copilărie doar Costinești, atât. În rest nu țin minte nimic. Bine, mă lasă și memoria, într-adevăr, dar nu prea am fost, că nu erau posibilități, știi? E greu să fii recunoscător la 7 ani, ce-i drept. Să înțelegi ce înseamnă recunoștința, e greu. Ar trebui să nu mai ai ce ai, ca să poți înțelegi. Bine, înălțător ar fi să nu trebuiască să înțelegi tu pur și simplu, dar da. E mult. Trebuie să ai o inteligență, ești din comun la vârsta aia, ca să gândești așa. Bine, și ia spune-mi, odată ce ai văzut tu cum stă treaba cu copiii... Na, am început să nu mă mai grăbesc, ca să scurtez întrebarea. Ok. Da, e... Ce ți se pare cel mai dificil? Băi, nu neapărat dificil, dar trebuie să ai timp, știi? Și în momentul ăsta încă mai am niște scopuri pentru care trebuie să mă implic destul de mult. Nu cred că aș putea să fac asta 100% dacă ar trebui să stau și cu copiii. Și cu siguranță ai simți o dorință să stai cu ei. Și atunci ar trebui să rup din alte părți. Nu că aș avea cu cine sau că mi-aș dori momentul ăsta. Contează și asta, știi? Corect. Nu, n-aș putea să mai arunc cu capul înainte acum, să zic, mamă, chiar îmi doresc un copil mult, mă îndrăgostesc în 2 săptămâni, îl fac și după aia nu mai contează, ne despărțim într-un an, aia crește cu ăsta, crește cu mine.
Eu nu pot să gândesc așa. Așa că chiar ar trebui să fie o situație foarte specială. Și ea cum ar trebui să fie? Abar n-am. Ca să spun sincer. Cred că e vorba de sentiment. Bineînțeles că trebuie să fie matură, înțelegătoare, dar astea sunt niște linii mari. Restul, la restul e vorba de feeling. Mm-hmm. De energie, de Buddha, de ce vrei tu. Uf, dificil, fetelor. Da, hai să mai săpăm un pic, hai să mai căutăm un pic, că poate totuși găsim o variantă prin care să ajungeți la inima lui. Ai presiuni, sau n-ai presiuni? Hai să întreb așa. N-ai presiuni din partea părinților vis-a-vis de treaba asta? Am avut la un moment dat, dar cred că s-a săturat tata să mă tot întrebe. Okay. Și acum doar glumește din când în când. Măi, Andrei, dar când mai... tu la nu cred că mai speră. Mai speră? Nu știu, nu l-am întrebat, dar... Mai în glumă, mai în serios, cred că s-a obișnuit cu gândul că sunt așa cum sunt. Mm-hmm. Am 40 de ani, trebuie să accepte altfel, înseamnă că e nebun. Deci sigur m-a acceptat. Așa. Da, mă mai întreabă din când în când, are niște expresii, ce mai face Filoftea, d-astea, numele alea de al doilea război mondial. Și eu zic, bine, bine, face bine când vii cu el la Pitești, altă dată. Și cam aia e tot. Deci părinții tăi așteaptă o oră. Nu știu dacă în oră neapărat. Așteaptă o relație, mă gândesc. Sau... Dar nu crezi încă snicie sau de ce? În acte. Ai nevoie de acte ca să spună că tu o iubești pe ea și ea te iubește pe tine. Și acum puteți să fiți împreună în aceeași casă și puteți să faceți copii. Dacă n-aveați actul ăsta, nu era posibil. Cred că nici mai ai nevoie să zic. Înțeles, văd căsătoria ca și religie. Două lucruri inutile. Okay. Ai zis că ai 40 de ani. Mm-hmm. Se zice că la 40 de ani bărbatul trece printr-o criză. Mm-hmm. Ce fel de criză? Că nu m-a apucat. Existențială? Habar n-am. Sau te-a apucat înainte? În jurul vârstei de 40 se spune că bărbații trec printr-o... Cred că am avut-o în jurul vârstei de 30. Ești precoce. Da. Așa. Când căutam răspunsuri și așa mai departe, nu cred că mă mai paște vreo criză acum. Sunt prea relaxat ca să mă mai lovească vreo criză. Okay. But you'll never know. Ok. Să vedem. Da, corect. Vă dau un mesaj dacă mă apucă crize. Fac niște story-uri, să vedeți. Ai zis la un moment dat de TikTok, de rețelele de socializare. Nu crezi în treaba asta? În ce treabă, mai exact? Punem întrebarea potrivită, că altfel nu știu cum să-ți răspund. Nu crezi că există și un beneficiu? Ba da, cred. Și că am avut o frustrare acum câțiva ani, dar am scăpat și de asta, că mă gândeam că, bă, poți să fii cel mai bun artist, nu că mă consider asta, dar mă gândeam, poți să fii cel mai bun artist, cel mai talentat, dacă nu ești în online, ești irelevant. Cine latră cel mai tare în online, ăla are succes. Ce e un pic nedrept, să zicem, dar asta e realitatea. Deci te ajută cu siguranță dacă ești, ai și un gram de talent și o consecvență în partea aia, te ajută. Eu cu TikTok-ul nu prea mă înțeleg așa bine, dar poate o să mă schimb, poate că o să devin altcineva și o să fiu super activ pe TikTok. Puțin probabil, da? Da. Din câte îl văd, nu că... Da, puțin probabil. Dar poate găsești o variantă care să te reprezinte într-un fel sau altul. Știi că până la urmă descarci acolo orice fel de conținut îți dorești tu. Da. Că prinde, că nu prinde, vezi la un moment dat. Da. Am niște fete care mă ajută cu TikTok-ul și vă mulțumesc enorm pentru asta. Nu pot să fac, nu? Știi care e faza? Că trebuie să și stai să scrolezi, să vezi ce să faci. Eu cu provocările sunt... Nu mă pune să fac asta. Că îmi pierd din personalitate. Nu pot. Hai să arătăm ținute, hai să ne vărsăm găleți în cap. Get ready with me, uite cu ce mă îmbrac. Da, nu. Nu? Nu mai se dizolvă personalitatea, nu mă pune să fac asta. Okay. Dar abia am sculptat personalitatea asta, acum o dizolvăm și ne aruncăm în turmă cu oițe care fac toate la același lucru ca să uite lumea la ei. Okay. Nu.
Ai acumulat frustrări de-a lungul timpului, uite, din punctul ăsta de vedere, că poate ai întâlnit nedreptate în industria muzicală? M-am simțit nedreptățit, așa că nu eram la radio. Dar mi-am dat seama că depindea de mine, mă, să fiu la radio, în primul rând. Adică? Să fac muzica potrivită, să înțeleg lumea pentru care cânt și să vorbesc pe limba lor. De tine depinde, în primul rând, știi? Când cauți scuze în exterior, iei niște responsabilități, fugi de ele. Și mi le-am luat în cârcă, ca să zic așa. Deci scul, că dacă nu ți le iei, dacă tot acolo rămâi. Le iei, da. Dar ai fost difuzat la radio, despre ce vorbim? Am fost, îmi pare bine că lumea nu știe despre eșecurile mele. Practic, când n-ai succes cu o piesă și nu aude nimeni, e ok. Că lumea nu știe de eșecul ăla, știi? Cumva. Dar, real vorbind, au fost multe piese care n-au prins. Dar au fost la fel de multe piese care au prins. Da. Ce te-a afectat mai mult? Sau ce te-a... Nu, ce te-a afectat? Nu, mai m-a afectat la început. Mândria de artist. Eram așa, plecam cu siguranță, că, mamă, rup lumea cu piesa asta, eu mor. Și pus. Și după aia am realizat că... Păi stai un pic, că nu privesc obiectiv lucrurile și trebuie să iau feedback din jurul meu și să accept că feedback-ul e negativ. Uh-huh. Trebuie să mă gândesc că s-ar putea să aibă dreptate. Și așa fac acum. Dar părea cumva că există o rețetă. Știi, de pe vremea Morandi. Știu că înainte tu ai avut o trupă cu Smiley, așa e? Da. Care se numea cu Millennium 3. Millennium 3. Wow. Ok, nu știu câtă lume știe de treaba asta. Nu știu, nu mi-aduc aminte neapărat piese din vremea respectivă, dar bineînțeles că mi-aduc aminte perioada Morandi. Și tot ce a însemnat și ce a venit după perioada Morandi. Și începând de atunci mi s-a părut că piesă după piesă fiecare a fost hit, știi? Mi se părea că ai deja rețeta. Ai auzit piesele care au fost hituri. Da. Doar piesele care au fost hituri se aud la radio. Ok. Celelalte nu se aud și nu știe lumea de ele, tocmai pentru că nu au fost hituri. Logic. Dar rețeta, nu știu dacă e o rețetă. Dar n-ai stat să analizezi, mă, ce au piesele astea, 2, 3, 7, 2000, care merg, care sunt hituri și ce nu au avut celelalte, ca să... Poți să te duci. Poate că n-au fost, știi cum e, cele care, majoritatea pieselor care nu au fost hituri, cred că piesele alea n-au prins pentru că au fost niște abateri de la felul în care mă vedea lumea. Lumea nu vrea să-i dai noul, vrea să-i dai familiarul. Dacă tu te-ai obișnuit să mă vezi într-un fel și eu dintr-o dată sunt altceva, o să te sperii, nu o să accepti. Și atunci trebuie să-i dai omului muzica cu care l-ai obișnuit și... Cam asta. Uite, dacă vrei, asta e o rețetă, să zicem. Să nu te abazi de la chestia aia. Azi ești romantic, mâine ești vagabond, nu prea se poate. Nu merge? Tu cum ești asta? Eu sunt un mix cu de toate. Și mereu am fost. Ok. Stăteam să mă gândesc dacă astăzi te mai regăsești în piesele care au fost hituri de-a lungul timpului. Da, normal. Dar n-am devenit ceva cu totul nou. Sunt cel de atunci, numai că mai bun, bine, sper. Deci sunt părți din mine care încă sunt ca atunci. Nu pot să renunț la tot ce am fost. Ar fi și păcat. Că nu eram atât de greșit. Nici n-ai cum. Da. Revenind la băieți, care e relația cu Smiley? Care e relația cu Marius? Bune, amândouă. Cu Marius m-am reapucat de lucru pentru că facem un album pe care aproape l-am terminat pentru Morandi. Tare. Noi doi împreună facem o treabă extraordinară. Da. Muzica internațională e greu să te menții. Foarte greu. Uite-te și tu, nici nu mai știu de când n-am mai scos Rihanna o piesă de succes. Și e Rihanna. Bine, a fost ocupată un pic. Da, a născut, dar nu, exact. Au mai născut și altele și au mai scos. E greu să găsești mereu câte o piesă care să se ducă atât de departe, să placă milioanelor,
miliardelor, să sperăm. Și noi doi chiar reușim să facem genul ăla de piese. O să vedeți în curând. Abia aștept. Și eu. De dragoste? Băi, sunt și de dragoste, sunt și mai profunde despre viață. Pentru că am ajuns și la o maturitate și trebuie să vorbim și despre alte lucruri. Nu mai putem să cântăm bejul ăla acum, știi? E un pic ciudat, m-aș simți un pic pueril. Atunci și dacă ți-o cer oameni în concerte? Internațional nu prea a avut succes bejul ăla, așa că nu prea au cerut-o. Slavă Domnului! Nu zic că nu e o piesă bună, nu e fan, dar acum nu ne mai caracterizează. Ok. În afară de cei doi de care am vorbit și cu care ai zis că relațiile sunt foarte bune, crezi că există prietenie adevărată în showbiz? De ce nu? Ai? Da. Okay. Am. Și cu Marius sunt prieteni și cu Smiley suntem prieteni. Nu e ca și cum, dacă unul are succes, celălalt nu mai are loc de el. Nu. Nici pentru toată lumea nu e loc. Ăla e un clișeu, e loc pentru toată lumea. E pe naiba, nu e. Și competiția e... E, da. Dar accepti dacă cineva e mai bun decât tine și nu poți să-l urăști pentru asta. Ar trebui să-l admiri și să înveți ceva din ceea ce face. Să te tragă în sus. Ce reprezintă femeia pentru tine, Randy? Păi dacă rămânem în același sentiment, reprezintă un egal. O completare? Da. Nu că m-aș simți incomplet, că e greșit. În momentul în care te simți incomplet, iar ai nevoie de ceva care să te completeze, dependență, iarăși bullshit. E o completare, dar nu în sensul că suntem incompleți, suntem jumătăți și avem nevoie de cealaltă jumătate ca să fim un tot. Un întreg. Da. Dar? E un suflet cu care te împarți. Dacă nu ești complet, tu nu poți să te împarți cu adevărat. Și atunci mereu o să ai probleme, frustrări și nevoi pe care nu ți le pot acoperi oamenii. Trebuie să le acoperi tu. Ok. Cred. Ok. Știu despre tine că erai extrem de introvertit și de timid. Da. Ai mai păstrat asta? Te mai ascunzi în spatele ochelarilor de soare? Nu. Am altfel de măști acum. Nu, glumesc. Yeah. Nu. Mai fac măști acasă cu curcumin, cu chestii de-astea. Și o cafetele. Dacă tot am zis că suntem egale, acum de ce să ne dăm și noi cu creme? Sunt introvertit pentru că fiecare artist e într-o oarecare măsură. Petrecem timp în noi, ca să zic așa, fără altfel de subînțelesuri, ca să scoatem Marta de acolo. Putem să ne exprimăm. Și mai e și un fel de timiditate, dar nu ca atunci. Când eram mic, eram rău. Rău? Rău, adică foarte timid. Foarte timid, am înțeles. Și cum ai agățat prima fată? Cred că m-a agățat ea, dacă stau să mă gândesc. Da. M-a ajutat prezența, ca să zic așa. Și în timp, fiind pe scenă, îți dai seama, dacă nu renunți la timiditate, trebuie să renunți la carieră. Trebuie să domini oamenii aia, să fii puternic. Și am învățat așa. În spatele ochelarilor cum să fac asta și ușor, ușor i-am dat jos. Tare asta, mi se pare chiar tare. Da. De foarte multe ori m-am întrebat ce simt artiștii în momentul în care sunt pe scenă și în fața lor sunt, nu știu, zeci de mii, poate sute de mii de oameni care le cântă piesele. A, bine, sunt și sute de mii la Rihanna, da. Mă rog, am pornit de la zeci de mii, na. Și mereu m-am întrebat ce-o fi în sufletul lor, ce-i ține cu picioarele pe pământ, astfel încât, la un moment dat, să nu prindă fluturi. Sunt puțin cu picioarele pe pământ, îți spun sincer. Nu vezi cum mor la 30 de ani, dependențe, sinucideri. E greu să rămâi picioarele pe pământ. Și cei care rămân, atunci îi vezi și pe la 70 de ani pe scenă. Ai nevoie de maturitate, așa, și de stabilitate și disciplină, să nu fii un artist care atunci când a pus mâna pe bani și pe succes s-a dus
în direcții total greșite. Uh-huh. Și ce simți pe scenă când vezi sute de mii? Habar n-am, că nu mi s-a întâmplat să văd sute de mii. Zeci de mii ai văzut? Am văzut. Și ce ai simțit? Să știi că cred că liniște și o satisfacție și o confirmare a faptului că nu ești degeaba nici pe pământ, nici în domeniul ăsta. Mai mult decât mândrie, așa să mă simt meu. Mă arunc pe oameni să fac altele mai nesăbuite. Tare. Da. E mișto că ai luat liniștea din tot haosul ăla, știi? Da. Adică ai ales ceva neașteptat. Da. Care sunt cele mai nonconformiste, interesante mesaje pe care le primești din partea fanelor? Cum ar fi să zic? În mare, așa. Cum în mare? Îți fac declarații, fete. Așa am început. Îmi fac, bă, dar și care e faza? Trebuie să și stai în online ca să citești chiar tot ce primești. Nu ajung femeile la tine. Cum să ajungă? Ia să uite, prin internetul online-ului. Apar n-am, uite, scrie păi Cristina... despre mesajele vorbeam, de mesaje vorbeam. Da. Trebuie să ai timp ca să stai să citești toate mesajele, să răspunzi dacă ești preocupat cu asta. Îți faci timp. Nu ești preocupat de asta. Nu. Și cum ții legătura cu oamenii? Păi, înainte, prin artă țineai legătura cu oamenii. Acum, prin tu. Muzică și prin... Acum mai răspund, dar am zis că e... nu poți să răspunzi tuturor. Nu poți și ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Că suntem artiști, trebuie să cântăm, trebuie să stăm în studio dimineața până seara să facem muzică. Să compunem, da, clar, da. Clar. Și suntem și oameni, după ce plecăm de la studio mai vrem să avem și o viață. Bine, dar măcar spunem, există mesaje de ochiate, ca să zic așa? Orice om care are un pic de notorietate în online primește mesaje. Ce înseamnă mesajele? Nimic. Un miraj, așa. Știu, mă gândesc că e o modalitate prin care cineva ar putea ajunge la tine la un moment dat. Doar că tu, dacă nu ești deschis la treaba asta... Mă mai deschid de când în când, sincer să fiu... Dar în ultima vreme lua așa mult, pentru că am preferat să muncesc, să mai caut, să mă mai caut pe mine. Mm-hmm. Îmi zicea Alina Eremia, tot aici la Te Ascult, că ea se inspiră foarte mult în piesele pe care le scrie, din situațiile de viață pe care le are, ca care le trăiește, da. Ca noi toți. Și atunci am întrebat-o, dar de ce toate piesele tale sunt cu durere, cu suferință, cu așa, ea având o relație superbă în momentul bună de față, întrebare. Știi? Și mi-a spus că a fost acolo și emoția pe care a trăit-o atunci a fost atât de mare încât a considerat că acolo e resursa necesară pentru ea și uite că prinde. Și atunci voiam să te întreb și pe tine, care a fost cea mai importantă resursă emoțională din situațiile pe care le-ai trăit, din care ai scris multe piese? Nu cred că este cea mai importantă. Și nu pot să mă las condus de o emoție care a fost acum 12 ani și să vorbesc numai despre aia. Plus că eu am nevoie de diversitate. Sunt genul ăla care dacă nu e divers, se plictisește, intră în monotonie. Cred că vine din zodie sau... nu știu din ce. Ce zodie ești? În Gemeni. Simt nevoia de schimbare mereu, știi? Și cred că orice artist are nevoia sau, nu știu cum să spun, de a se reinventa, de a căuta noul. Așa că m-am inspirat din ce am simțit în perioada în care am făcut pieselele. Că am fost divers. Visător nu e ca ochii aversi. Da, exact. Însă nu e ca visător. Sunt diverse, sunt diferite piesele între ele și mereu o să fac asta. Pentru că mi-e mai ușor să vorbesc despre ce simt decât să intru în stările. Acum 10 ani să mă gândesc, să-mi amintesc. S-au dus, nu mai există. Mm-hmm. Da, okay. Ce există acum? Despre asta vorbim și cântăm. Ochii verzi au existat? Nu.
N-a existat, da. Rupele. Ce ai făcut? Nu, mă, nu, pentru că dacă nu le simt eu și nu le simt nici cei din jurul meu și nu le observ, atunci mă bag eu în niște stări. Îmi imaginez eu niște situații ca să pot să cânt despre ele, ca un actor, știi? Ok. Altfel, dacă n-am și despărțit... Cu ochii ăia verzi, asta s-a întâmplat? Da. Dar sunt mulți care fac asta, să știi. Trebuie să scriem o... Nu trebuie. Scriem o piesă de... Sau am o orchestrație care... pe care ar merge niște linii și versuri de suferință. Mm-hmm. Stai două palme și îți imaginezi, te bagi în starea aia. Fără palme am. Ok. Și de acolo pornește și de acolo scrii. Da. Iată hit. Da. Iată rețeta. Da. Mai dă-te o dată. Bine, pentru mine a sunat interesant, că pentru ochii verzi aș pierde războaiele, mi se părea o exprimare interesantă și pe am dezvoltat. Uh-huh. Pur și simplu mi-a venit și m-am gândit la ea. Vezi, întotdeauna când am ascultat piesa asta, eu mi-am imaginat că în viața ta au existat acei doi ochi verzi. Treaba ta. Așa foarte am bine. Eu. Păi... poți să simți ce vrei, nu te împiedică nimeni. Dar e mișto asta. Da. Până că tu îmi dai și subiectivă, eu... Alta e subiectivă, tu poți să o iei cum simți, prin filtrele tale. Nu toată lumea simte la fel și e foarte bine că nu toată lumea simte la fel. Corect. Dar te-am crezut. Păi de ce să nu mă crezi? Că n-am mințit. Ok. Așa e. Da. Tot la Te Ascult a declarat la un moment dat Emil Rengle că te place foarte tare. De ce vrei să intri acolo? Că s-a întâmplat aici, practic. Da, n-am nicio problemă. Eu sunt straight, ele ce vrea. Poate să mă plac oricine. Și câinii mă plac. Da? Hai să vorbim și despre ei. Serios, dau din coadă când mă văd, incredibil. Te dai de mâncare? Nu-l compar pe Emil, stai un pic să nu intre. Nu, Emil, nu te compar cu un câine. Dar vreau da, să te-a zic te-a deranjat că... treaba asta? Nu. No. Deloc. Te-a flatat? De ce să mă deranjez de acum că mă place lumea? N-are de ce. Da, asta zic și eu. Păi tocmai ne-am întrebat. Deci e în regulă. Practic, nu, nu o să fac asta, o să-i zic lui, nu, nu o să-i zic nici că nu mă deranjează. Nu, nu pot. Bă, nu mă pot. Cunosc prea bine, sunt prea sumat ca să mai afecteze. Era, chestii. Fii atent, pe vremea când eram noi mici, era, stai că am un laps, Petre Roman, pe care îl iubeau, vorba ta, de la mămici, la bunici, la... Exact. Cum? Croitoresele de la Paca. Deci pe Petre Roman l-a iubit toată lumea. Mare succes. Toată lumea era leșinată. Randy astăzi? Da. Ești un fel de Petre Roman al zilelor noastre. Mamă, nu știu dacă să mă simt bine sau nu. E un compliment. Mai lasă-mă un pic să mă gândesc. Domnul Petre, suntem pe aceeași frecvență, se pare. Da. Da. 20 de ani, 20 și un pic, 30 de ani mai târziu, dar uite că... Da. Accept, tare, nu mă deranjează. Nu poate să mă deranjeze așa ceva, îți dai. Ok. Păi dacă devine, nu știu cum, agresivă, nu știu, abordarea sau sentimentul și atunci trebuie să pun mâna în piept, ca să zic așa. În pieptul cui? Omului care nu înțelege niște limite. Ah. Deocamdată nu l-a atins, nu e departe de acolo. Adică e frumos să te placă cineva, mai ales dacă e sinceră treaba aia. De ce te-ai supărat? Asta zic. Da. Decență. Apropo de limite, tot așa a declarat cineva, nu vreau să... Nu vreau să strip parcă, dar nu mi-aduc... Sunt bătrână și senilă, știți, deja nu mai e o noutate. I feel you. Că foarte multă lume de-a lungul timpului a plăcut-o pentru că le livra ce-și doreau ei. Și-a înțeles la un moment dat că e cazul să pună niște limite. Moment în care lumea n-a mai plăcut atât de tare. Că nu mai era cum își doreau. Asta nu înțeleg. Le livra în roluri sau în ce? Că în rol... Nu. În viața ei, pur și simplu. Ce părere ai despre limitele astea vis-a-vis de oameni, vis-a-vis... Nu, de fapt, e cred vis-a-vis de tine. Eu livrez ce simt, în primul rând. Și în al doilea rând, oamenii ar trebui să facă diferența între arta ta și omul care ești și să-și aleagă unde își investește sentimentul. Poate se placă ca artist și personal să zică, bă, nu-mi place, dar mențin
atașamentul față de arta lui, pentru că e, are valoare. Meryl Streep e o actriță de necontestat. Oricum ar fi în viața reală, nu poți să zici că nu e cea mai talentată actriță de pe pământ. Corect. Corect. Ești vegetarian? Să știi că am început să mănânc niște cărniță. Opa! Opa! Mi-am pierdut fanii mei budiști. Ce te-a făcut să te răzgândești? Am ajuns la concluzia că nu acopăr nevoia de proteină. Și de asta nu dădeam în față nici cu sportul. Important e ce fel de carne mănânci și cât. Eu nu trec de vreo 300 de grame pe săptămână. Ceea ce înseamnă o masă pentru mulți oameni. Asta, nimic. Da. Și să mănânci carne cât mai curată. Mm-hmm. Adică eu acum am început să mănânc prosciutto crudo și hamon pentru că nu au conservanți. Sunt cele mai curate mezeluri și vin și din animale care sunt crescute cum trebuie. Și din când în când mai dau într-un steak, așa cum zic prietenii mei, pentru că e bun tare. Dar de unde a venit decizia asta a ta? De a nu mânca sau de a mânca? De a nu mânca. Păi... Că n-ai fost dintotdeauna vegetarian. Nu. În primul rând am realizat din ce studiam eu că e foarte multă poluare în lume din cauza lor. Acum e foarte multă poluare și din cauza fermelor de... sau, mă rog, nu știu unde se cultivă, de soia. Okay. Se distruge mai mult pământul cu cele de soia decât cu cele de animale. De ce spun asta? Pentru că animalele, dacă merg pe pământ, ajută, fertilizează pământul, iar cele de soia, la cele de soia invers. Și atunci nu mai știi ce e bine să faci. Un echilibru, să zicem. E bine să ai un echilibru. Mănânc doar aceste cărni pe care ți le-am zis, nu mănânc pui, nu mai mănânc de 15 ani pentru că e rău. După porc nu mă dădeam în vânt. Și atunci mi-am mai rău. A, bine, pește și fructe de mare, dar nu exagerez pentru că au mercur. Iarăși, nu e bine să mănânci nimic. Da. Da, deci un fel de echilibru cred că poți să te menții așa. În mintea mea... În mintea mea mă gândeam așa. Deci Randy vegetarian. Bun, și iubita lui nu e vegetariană. Sau ar trebui să fie vegetarian. Dar nu sunt 100%, vezi că mănânc și pește. Adică n-am fost niciodată vegetarian. A, 100%, ok. Da, că am mâncat și pește din când în când și fructe de mare. Acum am început să mănânc și carne. Că aveam în minte imaginea asta. Cu ea, cu burger, tu cu morcovi. Nu cred că am ajunge foarte departe dacă ar fi cu burgeri. Tot timpul. Dacă are niște limite, da, dar cine se aseamănă se adună. Nu poți să mănânci tu care de porc și o să fiu cu tine 10 ani și să mănânc pește. Corect. Că tu o să te faci cât canapeaua asta și o să rămân așa. Și atunci, la un moment dat, nu o să mai poți să te țin în cârcă. Dar contează asta? Mă doare și pe mine spate. Dar contează asta, Randy? A, nu contează, nu, da. Tu ai putea să fii cu un bărbat care e de 4 ori cât tine. Dar stai puțin că a devenit în timp. O să iubești inteligența. Poți să iubești inteligența, dar îți aduce atracția fizică și atunci ce faci? Îl faci cel mai bun prieten al tău și îți găsești altul care satisfacă celelalte nevoi. Eu nu-mi doresc asta. Îmi doresc ca femeia mea să fie dreaptă ca și mine. Din toate punctele de vedere. Da. Ok. Cool. Păi, altfel, ne despărțim după 2 ani. Bun. Fetelor, măcar un răspuns aveți. Doamne ajută. Atât am reușit. Mergeți să la sală, fete. Atât. La... la ce sală? Vă las eu un comentariu, îl întreb după ce închidem, ca să nu facem reclamă. Și la ce sală mergem. Până atunci, iubitele, dragile mele din echipă, sper că v-a plăcut. Sper că exact. Auzi, sunt satisfăcute fetele. Bravo, Rand. Și nici n-am pus mâna pe ele, incredibil. Ce pot să fac cu mintea mea e ieșit din comun. Muți și obiectele ca da, să știi. Da, da. Și nu numai atât. Of. Da. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Hai că ne-am amuzat da, pe final. Da, a fost o discuție cu de toate. Ca ușa urma. Bună. Da. Ai zis tu la un moment dat că tu ești un ceva cu de toate și în mintea mea, logic, ce putea să fie. Și-a urmat cu de toate, eram fericită că am găsit răspuns. Mergem la și-a urmat. Îți mulțumesc tare mult, serios vorbind acum.
A fost o plăcere să vorbesc cu tine despre, mă rog, lucruri mai puțin comerciale, să zic, dar și despre cele comerciale. Mă bucur că ți-ai deschis sufletul, mă bucur că ai fost autentic așa cum te știam. Și da, de când nu ne-am mai văzut noi de foarte multă vreme, schimbarea e, din punctul meu de vedere, foarte mare. Transformarea, hai să zic, schimbarea. Lucru pentru care te felicit și te apreciez, bravo ție. Mulțumesc mult. Și te așteptăm, vă așteptăm pe tine singur, pe tine cu Marius, Morandi. Băi, chiar, vă așteptăm pe scenă. Să facem împreună. Da, da. Trebuie să fiți, trebuie să fiți. Că exact cum ai zis tu, aveți lucruri de spus. Mm-hmm. Asta până la urmă e ceea ce vă ține. Încă o dată mulțumesc tare mult, Randy, multă baftă în tot ce faci. Mulțumim. Asta n-a fost bine. Să se taie la mod. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem și data viitoare. Sunt tot aici cu un alt invitat excepțional. Să ascultăm împreună, să învățăm și să împărtășim experiențe de viață. Seară bună!